Câțiva studenți de la Universitatea de Medicină au salvat astăzi un tânăr rănit grav în urma unui accident rutier. Nu este vorba despre o situație reală, ci despre un concurs care s-a desfășurat la Centrul de Simulare în Instruirea Medicală. Cei mai buni viitori medici au fost premiați cu diplome. Potrivit scenariului, studenții au trebuit să-i acorde ajutor medical unui tânăr de 28 de ani. Victima a ajuns la spital cu dureri puternice în piept și în abdomen. Acum și-o punem și-o injecție. Am avut intravenos. Cordul normal. Viitorii medici au avut parte și de situații neprevăzute. În sala de terapie intensivă a intrat o rudă a pacientului, căreia i s-a făcut rău. Tinerii au reușit să salveze viața pacientului în mai puțin de 17 minute. A fost mai dificil să împart echipa în două pentru a acorda și primul ajutor medical celui venit. Trebuie să fie activat, adică operativ, în timp scurt și de a acorda un ajutor, prim ajutor necesar la timp. Echipa câștigătoare a fost desemnată după mai multe etape. Spiritul de echipă întotdeauna învinge, mai ales în domeniul medical. Spiritul de echipă este ceea ce salvează viața pacientului. Criteriile de evaluare au fost multiple, dar s-a axat primordial pe lucru în echipă, capacitatea lor de a colabora și de a interacționa unul cu altul. La concurs a fost prezent și președintele Federației Mondiale a Educației Medicale. I think simulation is a very useful tool in medical education. It's only one of the things that students need to study with, but it's a very helpful one. Echipa câștigătoare va participa la concursul internațional Global Sim Olympics.